la fel de relaxate, că până acum, dacă alegi Europa, peste tot ai nevoie de certificatul verde. Excepție fac Bulgaria și Irlanda, unde poți intra fără Green Pass. Însă, ca să mergi la restaurant, la cafenele sau la club, îți trebuie dovada vaccinării sau a trecerii prin boală. Discut despre acest subiect cu Florin Popescu, manager la Paralela 45 Experience. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație! Cu mare drag! Dacă vreau o destinație mai îndepărtată, unde pot merge fără niciun fel de restricții? Sunt destul de multe destinații interesante care pot fi accesibile. În urma relaxării condițiilor de călătorie atât în Europa cât și în străinătate, noi avem foarte multe cereri, în special pe Cuba, de exemplu, unde poate fi un sejur în Varadero de relaxare sau poate fi un circuit care să includă Havana, extraordinar de frumos orașul, Trinidad, Santiago de Cuba sau alte orașe interesante. De asemenea, Mexicul poate fi o destinație foarte facilă, mai îndepărtată și totodată exotică. Un sejur la Cancun sau poate fi un circuit care să includă de la Mexico City până la Cancun, adică toată civilizația aztecă și civilizația maiașă. Iordania ar mai fi un exemplu. Un circuit interesant care să conțină capitala Amman, o noapte în deșertul Wadi Rum, extraordinarul sit arheologic Petra și un mini sejur la Marea Moartă sau Aqaba. Deci sunt câteva destinații interesante. Dacă e să enumăr aici și o destinație cu ghilimele de rigoare mai exotică, dar din Europa, ar fi Madeira, unde condițiile sunt foarte permisive. Suntem și în perioada sărbătorilor pascale, se apropie 1 mai. Ce recomandări aveți pentru cei care încă nu și-au făcut planuri? Sunt într-adevăr foarte puține locuri momentan pe diferite chartere pentru această destinație Paște sau 1 mai. Egiptul ar fi pe primul loc. Se mai găsesc câteva locuri și este o destinație foarte interesantă și călduroasă. Grecia, de asemenea, pentru perioada de Paște recomandăm Creta și, bineînțeles, Turcia, unde pot fi două variante, un sejur în Antalya, respectiv circuite care se includă Istanbul sau circuit pe Capadocia, coasta Licii, cu zona Pamukkale sau, de ce nu, zona Mesopotamiei. De asemenea, pentru Paște și 1 mai ar mai fi disponibilă destinația Bulgaria, foarte apropiată și unde vecinii noștri au ridicat toate restricțiile de călătorie. Vă mulțumesc că ați intrat în direct la Le Finesse și pentru informații. Mulțumesc și eu.